Bună ziua! Bine v-am găsit la știrile Observatorul. În următoarele 3 minute vă vom prezenta știrile zilei de astăzi, 19 aprilie 2022. După cum scrie serviciul de presă al primăriei municipiului Soroca, primarul Lilia Pilipețchi, viceprimarii și alți angajați ai primăriei au avut o întrevedere cu reprezentanții direcției situației excepționale și experți din străinătate din cadrul programului de prevenire și reducere a dezastrelor pentru Europa de Est și reprezentanți de la Crucea Roșie din Italia. Conform sursei, în cadrul ședinței s-a discutat despre obiectivele pentru dezvoltarea programului. În calitate de obiective ale proiectului sunt activități ce țin de elaborarea metodologiei naționale de evaluare a riscului la dezastre pe teritoriul Republicii Moldova, dar și crearea unui sistem de alertă a populației la dezastre. Totodată, partenerii programului ar putea beneficia de instruiri în domeniul mecanismului de protecție civilă. Programul de prevenire și reducere a dezastrelor pentru Europa de Est este a treia etapă a inițiativei emblematice a Uniunii Europene concepută pentru a contribui la stabilitate și securitate în țările parteneriatului estic Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus. Este vorba despre costul unei călătorii în transportul urban și despre faptul că primarul general al capitalei, Ion Ceban, consideră importantă ajustarea costului pentru călătoriile cu transportul public. Edilul Chișinăului, la ședința Consiliului Municipal, a dat drept exemplu municipiul Soroca, unde nu există transport modernizat, nu există benzi dedicate, nu există trasee lungi, nu sunt atât de mari salariile șoferilor, iar costul unei călătorii este de 5 lei. Riscăm să nu dăm în curând salariile la șoferi și să scoatem transportul public pe linie dacă nu ajustăm aceste tarife. Doar în Chișinău nu e voie. Altfel, primăria municipiului Chișinău a prezentat public o nouă metodologie de calculare a tarifului pentru călătoria în transportul public. Conform documentului, prețul calculat ar putea fi majorat cu până la 6 lei pentru o călătorie, atât la troleibuz cât și la autobuz. După ce scaunele din plastic, instalate pe tribunele stadionului municipal din Soroca, și-au demonstrat calitatea proastă, autoritățile municipale au decis să le înlocuiască cu altele, din lemn. În acest scop, din bugetul primăriei vor fi alocați circa 275.000 de lei. Instalarea scaunelor noi înseamnă o continuitate în ceea ce privește amenajarea și reconstrucția principalei arene sportive a urbei. Or, anterior a fost instalat un gard nou, a fost reconstruit și reamenajat terenul de basket, a fost amenajat un bloc sanitar, au fost reconstruite, reamenajate și utilate tribuna centrală și vestiarele. În orașul Drochia a avut loc, în premieră, campionatul Republicii Moldova la Sambo, la care au participat sportivi din mai multe localități ale Republicii. O evoluție foarte bună au avut-o sambiștii soroceni, care au revenit acasă cu 3 medalii. Astfel, locul întâi, medaliile de aur și titlurile de campioni au fost câștigate de Bogdan Vrâncean și Tristan Stempovski, iar pe treapta a doua podiumului de onoare a urcat Leonidos Sabrian. Să menționăm și locul 5 ocupat de Artiom Misak. Acești luptători sunt discipolii ai antrenorilor Ștefan Dragan, Vitalie Lohov și Alexandru Cojocaru. Atât pentru astăzi. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul observatorul.md. O zi plăcută în continuare!